Multă culoare, combinație de forme și reprezentații din cele mai interesante. Așa apare la prima vedere expoziția de pictură și desen realizate de elevii Școlii de Arte Plastice din Reghin. Este o tradiție pentru Unitate ca la final de an să expună cele mai reușite lucrări ale copiilor. Vernisajul a avut loc joi, 11 iunie, la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară. Eu, în numele meu personal, în numele instituției pe care o reprezint, vreau să adresez felicitări micilor artiști, micilor viitori mari artiști și dumneavoastră, bineînțeles, părinților care îi sprijiniți în ceea ce fac. Își răpesc din timpul lor liber, practic ei fac două școli în paralel, nu e lucru ușor. Sunt lucrări ale tuturor elevilor, dar și a celor care au participat la concursuri și sunt foarte mândră că în acest an foarte mulți copii de la secția de arte au trimis lucrări la diferite concursuri, de unde au venit cu rezultate frumoase. Din pictură, respectiv desen, pentru că grafică, adică linogravuri, nu am reușit să punem, nu am avut loc suficient, respectiv sculpturi nu putem să aducem pentru că ele se distrug, pentru că sunt din lut. Temele plastice studiate, ce sunt expuse pe acești pereți, sunt mai mult legate de natură. Picturile putem împărți în două categorii. Sunt compoziții decorative, respectiv compoziții plastice. Mă numesc Vlasa Diana și sunt în clasa 8-a. Cu ce lucrări ești astăzi aici? Am mai multe lucrări, atât pictură cât și desen. Am participat și la concursuri anul acesta, am luat și un premiu 3 la un concurs la Mureș. Contează foarte mult pentru tine, mă gândesc. Da, desigur, din această cauză am dat și la Liceul de Arte și din fericire am trecut de probele de aptitudini cu o notă destul de mare. Bartoreica Kingă și clasa 5-a. Prezintă-ne desenul pe care l-ai astăzi aici. Descrie-l puțin. Asta e visul și... Cât timp ai lucrat la acest desen? E o pictură. Multe ore am lucrat și a fost greu, dar a fost foarte frumoasă. Expoziția de pictură și desen a elevilor va putea fi vizitată la Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară până la toamnă. Vernisajul ei a fost urmat de un spectacol susținut în sala mare de copiii care fac parte din orchestra de cameră și cea populară a școlii de muzică, precum și de elevii care studiază individual instrumentele.